Vremea turnătorilor. Hai că am trăit să o aud și pe asta. Birocrația bruxeleză a reglementat delațiunea, turnătoria, cum îi spunem noi pe aici, și mai ales protecția delatorilor, a turnătorilor, deci. Ca să fiu exact, reglementarea îi numește avertizor de interes public. Reglementarea asta e directiva 2019/1037 din octombrie 2019 a Parlamentului și Consiliului Europene. Acum câteva zile, un grup de parlamentari români, mari admiratori ai comunismului de tip nou, au depus un proiect de lege pe tema asta. Am citit și eu proiectul și mi-a venit să plec în Ucraina. Textul ăsta e o demonstrație de cât de idioți, nu numai inconștienți, pot fi birocrații de oriunde, inclusiv de la Bruxelles. Te izbește violent comunismul ideilor impuse printr-o normă juridică. Concret, directiva reprezintă, citez, cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat. Adică tot ce mișcă a mișcat vreodată sau va mișca din întâmplare sau nu. Spiritul civic n-are nicio legătură și o să vedeți de ce. Turnătorul ăsta e protejat total, adică el poate să bată câmpii cu privire la orice îi se pare lui în neregulă, fără nicio răspundere. Dacă ceea ce îi se năsare se demonstrează a fi o tâmpenie izvorâtă din prostie sau ticăloșie, directiva asta împiedică a se lua orice măsură împotriva lui. Nu poate fi dat afară în șuturi, nu poate fi sancționat, nu îi se poate cere o evaluare psihiatrică, nimic. E suficient ca avertizorul de interes public să scornească niște tâmpenii că, gata, și-a sigilat locul de muncă. Nu-l mai scoate nici cu miliția de acolo. Ah, da, mai trebuie și un registru, dar și, evident, un responsabil cu toată aiurea la asta. Dacă vreți să vă ia capul, citiți directiva aia. Ucraina e aproape.